Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Voloiac s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan fără permis. În plus, acesta consumase băuturi alcoolice înainte de a urca la volan. Polițiștii din cadrul poliției orașului Strehaia au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 39 de ani în timp ce conducea un autovehicul fără să dețină permis de conducere. Mai mult decât atât, bărbatul consumase băuturi alcoolice 1,39 mg per litru alcool pur în aerul respirat, a arătat aparatul etilotest. Polițiștii secției Poliția Rurală Strehaia au depistat în trafic un bărbat de 39 de ani în comuna Voloiac în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 1,39 mg per litru alcool pur în aer expirat, fapt pentru care bărbatul a fost condus la unitatea medicală unde a refuzat recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere și refuz de recoltare de probe biologice. Persoana în cauză fiind reținută pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar astăzi urmează a fi prezentată parchetului de pe lângă judecătoria Strehaia cu propunerea de luarea unei măsuri preventive. Bărbatul a refuzat să fie dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge. Între timp, acesta s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumuri publice fără deținerea unui permis de conducere, dar și pentru refuzarea recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.